Bine ați venit în grădină. Astăzi o să avem puțină treabă în grădină, outfitul de toamnă și eu acum sunt în mijlocul dalilor pe care le-am scos, o să vi le arăt imediat și vouă, și sunt uimită cât de mult s-a dezvoltat bulbul sau tubercul, cum vreți să spuneți, de dalie. De când le-am plantat, din mai până acum. Am pregătit și cutiuța unde o să le depozităm peste iarnă și vreau să vă arăt și vouă cum m-am gândit eu să fac. Lucrul cu daliile este ceva nou pentru mine. E primul an în care le-am avut și primul an în care o să le și scoatem și să vedem dacă le depozităm cum trebuie pe parcursul iernii. Am părăsit grădina și acum suntem acasă. Asta pentru că ambianța din grădină nu era una potrivită ca să discutăm despre dalii, pentru că erau foarte multe animăluțe care făceau călăgie și în plus este și foarte frig și am decis să aducem daliile în casă și le vom pregăti aici. O să vedem după aceea cum m-am gândit eu să le pregătesc pentru iarnă și o să le punem într-o cutiuță de lemn. Asta pentru că eu am găsit o cutiuță de lemn, dar puteți să folosiți și o cutie din carton dacă aveți la îndemână. Parte din dalii o să le las în pământ doar ca să văd ce se întâmplă. Nu aș vrea să facă nimeni așa ca mine, eu vreau doar să văd dacă se întâmplă ceva peste iarnă cu ele și oricum cele pe care am decis să le las în pământ sunt în grădina din fața casei, într-un loc mai ferit. Așa că nu cred că ar trebui să fie probleme. În plus, eu bulbii din grădină, bulbii de zambilă, bulbii de lalele și alți bulbi de flori de primăvară, eu nu-i scot. Și atunci m-am gândit că dacă în grădina de acolo toate florile acestea rezistă, s-ar putea să reziste și daliile. Aici aveți câteva imagini despre locul unde au fost daliile și cum a rămas după ce am scos tuberculii. Am tăiat tulpinile. Acestea vor rămâne și le vom degaja locul acolo. Eu, de obicei, ce-mi rămâne din plante, tulpinile, ca și cele de la floarea soarelui sau de la maci, ce mi-a rămas, le-am depozitat pe toate într-un loc, le las acolo să se usuce și după aceea le fărămițez în bucățele mai mici și le folosesc pentru a le pune pe poteci, deasupra, unde vreau eu să mai plantez alte plante, pentru că îmi blochează iarba. Nu mai crește iarba și în plus fertilizează solul. Eu așa le folosesc. Adică adică nu-mi place varianta asta de a le da foc, pentru că mi se pare că e destul de toxic și în plus face o muncă în plus să le iei, să le adun, să le arunci la gunoi. Așa le pun într-un loc, în grădină, ele se degradează de la sine și apoi eu le folosesc la ce v-am zis. Haideți să vedem cum arată daliile, cum arată tuberculii de dalie și cum am gândit eu să-i pregătesc pentru iarnă. Cam așa arată tuberculii de dalie. Sunt și mai mici și mai mari. Și mai avem unul care este... Ia uitați-l cum... Ce tulpină a avut. Și pe aceștia urmează să îi curățăm de pământ. Aș vrea să curăț cât mai bine posibil, să nu rămână acest pământ. Și să încercăm să aruncăm din ea, să luăm unul mai micuț și să încercăm să tăiem din mini rădăcinile astea și din tuberculii aceștia care sunt așa mai seci sau aș vrea să-i tai și pe cei care sunt, am văzut eu la unul, cei care sunt secționați din greșeală atunci când i-am scos din pământ, uite cum e vorba aici. I-am ținut ceva timp aici, bulbii, până să mă apuc de ei, pentru că tot am vrut să cumpăr rumeguși. Sau mă gândeam să le cumpăr așternute dintre acelea de hamsteri, dar n-am mai ajuns și pentru că n-am mai ajuns să cumpăr așa ceva, m-am gândit și o să folosesc niște hârtii. Niște hârtii pe care nu le mai folosesc, sunt niște hârtii reciclate
Și așa m-am gândit să le păstrez în hârtie. Am și o forfecă specială cu care o să tai hârtia fâșii-fâșii. O să vedem mai târziu. Ce nu v-am spus este că eu atunci când am scos din pământ acești tuberculi, i-am și le-am făcut o etichetă ca să știu la primăvară ce care de unde este. Aici scrie aripioare pentru că am scris așa că știu eu despre ce e vorba. Sunt niște dalii care arată ca niște fluturași, care au ca niște aripioare și de-aia am notat așa. Astea sunt daliile, cele mai frumoase dalii. Mi se par cele portocalii. Chiar că cea care este așa și cu, și cu tulpina foarte bine dezvoltată este dalia care îmi place mie cel mai mult din grădină. Uite, dar vă pun o poză cu ea ca să o vedeți. Toate tulpinile ce au rămas, eu vreau să le tai de aici. Și în ceea ce privește înmulțirea lor, înmulțirea lor se face prin secționarea tuberculului în zonele în care se văd mici ochișori. Ia să vedem dacă putem să vedem aici. Dar nu sunt destul de curate ca să le vedeți și voi mai bine. Ia să vedem aici. Uite, îi vedeți? Ăștia sunt. Uite, ăștia sunt ochișorii. E, dacă am vrea să, să înmulțim așa tuberculul ăsta, am putea să secționăm aici în spatele tulpinei, pe aici, da? Unde vedem ochișori. De exemplu, din asta cred că am putea face vreo 3-4. Vreau să le înmulțesc pentru că am prietene care m-au rugat să le dau, dar m-am gândit mai bine și o să fac această operație în primăvară. De ce? Păi dacă eu mă apuc acum să le secționez, este posibil ca una din părțile pe care le secționez, nu știu, să se întâmple ceva cu ele pe parcursul iernii. Și așa mai bine la primăvară, când desfacem cutiuța, analizăm atunci care este situația, că de exemplu din tuberculul ăsta așa, e posibil ca o parte poate să nu supraviețuiască iernii și atunci cel puțin să rămână și mie o bucățică să nu pierd soiul. Și pe parcurs o să le înmulțim atunci, dacă este să mai dorească cineva. Dar puteți să faceți operațiunea asta și acum. Nu e o regulă, dar eu m-am gândit așa, pentru a fi sigură că am de împărțit la primăvară, o să las așa și o să tai, să secționez atunci. Da, e foarte interesant cum arată, e foarte interesant cât de mult s-au dezvoltat. Bine, unele mai mult, altele mai puțin. Aceasta face parte din, vedeți că este și uscată aici tulpina, face parte din cele care nu prea au ieșit. Adică a ieșit o tulpiniță subțire, am avut 2-3 flori și după aceea s-a uscat. Uite, aici. A, nu, e o colorație, așa e colorația ei, am crezut că e ceva neregulă. Da, aici sunt cam stafidite puțin. Sunt cam stafidis tuberculi. Da, cu etichetele de, ca să vedem ce soi este. Puteți să procedați așa, eu am procedat așa pentru că aveam etichetele ăștia și mi-a fost ușor că l-am avut la îndemână. Am mai văzut situații în care se trece cu markerul aici, denumirea, pe, direct pe tubercul. Cum doriți voi să faceți? Ah, am mai avut o parte din ele care s-au desfăcut atunci când le-am scos din pământ. Dar să vă arăt. Uite, de exemplu, acesta. Da, acesta nu cred că o să reziste, dar eu l-am păstrat. Am zis că să-l mai analizez ulterior mai bine, dar nu cred că. Ar fi trebuit ca aici, în partea asta, să aibă un ochișor, dar, după cum vedeți, nu prea are. Da, le-am păstrat și pe ele, să văd ce, să mă hotărâsc dacă. A, uite, uite, de exemplu, acesta se poate păstra și aș putea chiar acum să îl dau cuiva, să-l păstreze pentru la primăvară. Tot așa s-a desprins. Uite, el deja
Acesta este deja dăduță. O să rupem de aici, că n-avem ce să-i mai... Așadar, de aici va porni ochișorul. Vedeți? Ăsta are ochișor. Acolo. Și cred că dacă ne uităm mai bine și îl curățăm, mai sunt și aici în spate. Da. Din păcate, pe aceștia nu mai știu de la ce soi îi avem. Deci o să fie o mică surpriză. Da. Alții să vă mai arăt unul. Și ăsta, uite, acesta, deși este un singur tubercul, el poate fi plantat pentru că are aici ochișorii. Uite-ți-i. Câți sunt. Și atunci e foarte bun de plantat. Păi atunci haideți să mă ocup să curăț aici bine de pământ. După care o să tăiem tulpinile. Aici o să fie o mare provocare. Da, pentru că oricum nu o să am spațiu aici în cutie să-i pun pe toți. Am această cutie de lemn, dar voi puteți să folosiți o cutie de carton. Eu o să o folosesc pe acesta pentru că vreau să-i depozitez în beciu de la casa de la țară și mi se pare că e mai safe din punct de vedere al șoriceilor. Dacă cumva îmi dorește să intre vreun șoricel, cutia asta o să-l oprească mai bine decât o cutie de carton. Hai să vedem. Bun, și ca să fie treaba, avem și ajutoare. Pisica o să fie asistenta și o să ne ajute aici să rezolvăm cu bulbii de dalie ca să avem plante cât mai frumoase la primăvară. Se pare că și ei îi place tot dalia portocalie, că seamănă cu ea așa. Așa, după ce am scuturat bine de pământ, eu vreau acum să tai toți mini tuberculi ăștia care sunt afectați. Bine, că puteți avea și o farfecă mult mai bună decât asta, dar asta am eu acum la îndemână. Ce sunt tuberculii care sunt așa de subțiri și n-au nicio... Adică sunt și stafidiți, eu o să-i tai. O să-i tai, nu avem ce să facem cu ei. Cu astea micuțe de aici la fel. Ăstea așa, am zis că o să le tai. O să tai inclusiv și rădăcinuțele ăștia mici de aici, pentru că vreau să am loc cât mai mult în cutiuță, să nu îmi ocupe spațiu. Și am mai văzut și pe astea de aici să le tăiem. Încercăm cu farfeca asta, dar uite că merge. Restul o să le tăiem cu altceva, că nu o să ne ajute această farfecă. Am mai văzut diverse videouri în care, cum este așa cu totul, tuberculul ăsta mare, așa, veneau și tăiau pur și simplu, dar așa, nu mi-a plăcut și nu... Adică eu cred că trebuie acordată o atenție foarte mare atunci când desfaci și înmulțești tuberculii. Nu poți să tai chiar așa la nimereală. Da? Deci noi trebuie când la primăvară, când o să împărțim, o să respectăm foarte mult ochișorii. Și o să împărțim în bucăți care să conțină în mod cât de cât egal ochișorii ăștia, ca să avem planta frumoasă la primăvară. Este primul an în care depozităm dalii, cum a fost și primul an în care am avut dalii. Și am un pic așa de emoții. Sper să fie totul bine până la primăvară. Da, e încă verde, deși sunt aici pe balcon de ceva timp, pentru că nu am avut timp să mă ocup de ei. Și cum ziceam, am încercat să găsesc niște rumeguși. Dar o să meargă foarte bine și cu hârtiile tăiate fâșii. Important este să îi depozităm la loc, adică să nu fie nici prea multă umiditate, nici prea multă, să fie nici aerul prea uscat. O să-i punem un beciu de la țară și să-i pregătim. Uite, aici mai e un pic de pământ. Vreau să curăț foarte bine de pământ, să nu mă trezesc cu surprize. Ce se mai rupe, asta e, nu avem ce să le facem, se mai rup, mai e aici un pic de pământ și cam asta o să fac cu toți de aici și ne vedem după ce îi aranjăm pe toți, să-i, așa,
să-i facem frumos și după aceea să-i aranjăm frumos în cutiuță și mâine chiar vom duce cutia să o depozităm în beci. Cam asta este situația cu farfeca. Așa se transformă hârtia într-un fel de... nu știu cum să-i zic. Arată ca o iarbă uscată. E o farfecă foarte interesantă. O găsiți pe la magazinele chinezesc și nu e ceva deosebit. Nu le face chiar perfecte, dar dacă tot n-am avut altceva și aveam la îndemână mai multe hârtii pe care n-au mai rămas de la alte activități, am zis că e binevenită și e binevenit și modul ăsta de a păstra bulbii, tuberculii. Bineînțeles că am putea să luăm hârtia asta și să o mototolim și să facem așa niște... și așa să o punem printre ei, dar eu dacă am farfeca asta mi-e mai ușor. Vreau să-i separ mai bine unii de ceilalți, să nu fie în contact unii cu ceilalți și atunci folosesc farfeca asta. Cam așa. Arată ca și cum ai pune hârtia la mașina aceea de tocat hârtie, de distrus documente, numai că a mea e manuală. După ce umplem cât de cât aici în partea de jos, o să începem să aranjăm bulbii. Uite cum arată după ce l-am curățat. Eu zic că arată mult mai bine. I-am tăiat toate rădăcinile micuțe, l-am curățat bine de pământ și eu zic că e pregătit. Plus că aici mă urmează să-i mai tai puțin. Așa o să ocupe un loc mai puțin în cutie. Și așa o să am loc să așez toți bulbii aici. Cam asta ar fi cum m-am gândit eu să depozitez tuberculii de dalie. O să-i mai verific pe parcursul iernii să mă asigur că sunt ok. Da, sper că totul o să fie în regulă, nu cred că o să se întâmple nimic. Da, sunt foarte mulțumită de cum au crescut daliile în pământ și cât de mult s-au dezvoltat. La anul o să le schimbăm locul acestora, o să schimbăm locul unde au fost plantați, că i-am plantat undeva prea aproape de un gard și mi-e foarte greu acolo de... făcut lucrări de întreținere. Urmează să plantăm aceste dalii în grădina noastră de flori. Acum au fost plantați lângă grădina cu lavandă, acum o să-i plantăm în grădina în care am și celelalte flori, ca să fie mai ușor și să le am pe toate acolo. Cam asta este ce ne-am propus noi pe ziua de astăzi. Nu mai sunt foarte multe lucrări de făcut în grădină. Și a fost, să zicem, un sezon destul de ok. Pentru plantele pe care le-am avut, am obținut și o grămadă de semințe de maci. Puteți să vizitați și Instagramul nostru. Ne găsiți sub același nume și acolo, unde o să vedeți că noi folosim semințele de la plantele recoltate din grădina noastră la diferite obiecte handmade, mărturii pentru nuntă. Bine, lavanda o folosim la săculeți și așa mai departe. Puteți să ne urmăriți și acolo, pentru că acolo puteți să urmăriți în timp cât de cât real ceea ce facem. Așa, videourile acestea apar mai decalat sau mai târziu sau când avem timp să le edităm. Acum noi continuăm treaba aici, că avem de umplut toată această cutiuță. Aici așteaptă la rând ceilalți tuberculi și... spor la treabă și voi, dacă și voi trebuie să pregătiți pentru iarnă diverse plantuțe.